Canalele din asfalt pot să fie un adevărat pericol pentru viața trecătorilor. Un incident neobișnuit s-a petrecut în dimineața de 16 februarie pe Bulevardul Independenței, în Bistrița, când un tânăr a căzut într-un canal aflat chiar pe trotuar, lovindu-se grav la picioare. O gură de canal s-a deschis pur și simplu atunci când tânărul s-a împiedicat și s-a prăbușit în interior, zdrelindu-și picioarele. În ciuda faptului că băiatul s-a lovit destul de rău, acesta a avut puterea să pună înapoi capacul și să meargă mai departe. Scrie bistrițeanul.ro. Trecătorii au fost impresionați de puterea și corectitudinea tânărului, care a pus întâi capacul de canal la loc, strâmbându-se de durere. Ar trebui să-i mulțumiți primarului și pentru asta, a comentat un domn de pe margine, care a asistat la toată întâmplarea.